România, secolul în care trăim, una dintre problemele cele mai mari, poate, este educația. Într-un studiu recent pe care l-am publicat în decembrie, românii consideră că starea învățământului, starea sistemului de învățământ din România este cea mai importantă problemă socială cu care ne confruntăm. Dar ce să... E un lucru bun. Cine s-a gândit să facă proiectul ăsta, e bun că mulți... Eu nu m-am căznit și le fac pachet continuu la ei, dar poate sunt alții care n-are posibilitate. Cum e cu copiii la școală? Cum este programul ăsta cu mine și mine? Foarte bine. Foarte bine. Deci, din punctul meu de vedere, este un program bine primit și foarte, foarte bine primit de toți copiii, indiferent de posibilitate. Copiii aici la școală, un program acela de pregătit pe școală, își fac cu temele, sunt foarte mulțumiți de menii, sunt foarte mulțumiți. Am copilul care vine acasă foarte mult, mami a zis că am mâncat supă, că nu în fiecare zi le fac supă, recunosc. El e singur din casă care mânca absolut în fiecare zi, nici o zi fără supă. Fac activități, își fac temele, a devenit mai ordonat, mai responsabil, mai atent la ce face, se simte bine. Ce înseamnă pentru copil să meargă la școală? Să fie informat, să știe totul, absolut totul. Pentru că în viață sunt și urcușuri și coborâși. Nu știi când ești foarte sus și când cobori foarte jos. Sau când ești jos și când ai puterea să ajungi foarte sus. Îi place foarte mult că petrece mai mult timp cu colegii săi, ceea ce înainte nu se întâmpla. Mănâncă împreună și e mare, mare lucru. Învață să trăiască în colectivitate sau în prietenii mult mai bine. Își fac temele împreună, să ajută, participând automat și doamna. Nu mai vin cu teme nefăcute, cu lecții necitite. Deci ajută foarte mult. În cadrul programului Pâine și Mâine sunt cuprinși 80 de elevi de la învățământul primar. Și numărul lor este în creștere, deoarece se înscriu la învățământul primar în fiecare an un număr din ce în ce mai mare de copii, lucru care ne bucură. Ca dascăl, sunt sigură că ați văzut cifrele care vorbesc de abandon școlar. Povestiți-ne un pic la dumneavoastră aici în comunitate. Știm că nu aveți abandon școlar. Cum așa? Nu am înregistrat fenomene de abandon școlar. Motivul este că familiile țin o permanentă legătură cu școala. Le vedeam uneori bucuria în ochișori când mergeau să-și spele mânuțele, alergau pe hol zglobii și întrebându-i unde mergeți, mi-au spus că a venit mâncare, merge să ne spălăm. Zic, vă este foame? Da, da! În momentul în care se activează așa cum trebuie, când se stabilește clar legătura între părinți, școală, elevi, când există o ambianță în toate activitățile care se desfășoară, atunci rezultatele sunt pe măsură. Puteți să-mi spuneți, aveți în clasă un copil sau copii care se confruntă cu probleme sociale, care poate că vin din familii mai încercate, așa? Din e o problemă generală a școlii noastre. Sunt mulți, mulți copii care se adește la casele de copii, preluați de familiile din Comuna Stoilești, familii deosebite, așa din punctul acesta de vedere, toți ne-am născut să trăim, cu probleme într-adevăr. Mulțumirile se văd pe fața copiilor, la fel la părinților, la cadrelor de acție a copiților. E un ajutor. Copiii sunt mult mai sociabili, se ajută între ei, își împart în permanență. Chiar și mie vin și îmi dau din bucăturica lor, din porția lor de dulciuri sau din pachetelul lor, din desertul lor. Se ajută mult mai mult. Și povestiți-ne un pic ce înseamnă din punct de vedere al performanțelor școlare. Este singura generație în care toți copiii știu să scrie, să citească, să socotească. Practic nu am analfabeți în clasă, copii cu... De ce s-a întâmplat asta? Ce anume din programul Pâine și Mâine ajută? Că
normele sunt mult mai organizate, au sprijin în efectuarea temelor. Sunt în clasă copii care nu deschid acasă cartea niciodată. Și ai o carte preferată? Care o ai? Matematica. Prin pâine și mâine, Fundația Old Vision România încearcă să facă școala mai atractivă, mai utilă, mai plăcută pentru copii. Așa încât în România, anilor care vin, să vorbim despre din ce în ce mai puțin copii care părăsesc școala. Bunăstarea copilului în mediul rural ne arată că 56% dintre copiii care părăsesc școala o fac din cauza că nu mai fac față exigențelor școlare. Pâine și mâine adresează aceste probleme. Atât problema atractivității școlare, cât și problema alfabetismului funcțional.